separăm aici lucrurile. Aia de la Times New Roman sunt convins că sunt atât de tolomaci încât nici n-au înțeles ce vrem să spunem. Nu, tată, n-au dreptate că v-au sancționat. Da? CNCD-ul n-are de ce să se bage peste voi, pentru că nu-i nicio discriminare. Dar încă o dată nu-i meritul vostru că vă adresați așa societății și lumii, permițându-vă orice. Pentru că aici, sau la radio, sau oriunde într-un mediu unde sunteți penalizați, ați fi cu ciocul mic. Da? Ultimii oameni. N-ați mai venit să mai insultați pe nimeni. Uite că noi am făcut-o. Și am luat niște amenzi de astea ale voastre, sunt de 2 lei. De asta zic, așa că păstrați o ierarhie totuși. Când vă adresați, măcar scrieți-ne cu dumneavoastră în față. Atunci când ne insultați. Noastră și alții care vă credeți buricul pământului. Bine, nu făceați altceva decât profitați cum se profită pe Facebook. Unde toată lumea insultă pe toată lumea, absolut orice anonim poate să te facă praf, să-ți facă familia praf. Nu ar face-o. Nu ar avea tupeu. El nu poate să spună două vorbe la TV. Dar atâta timp cât nu este sancționabil de lege, își permite asta. Ce sunt lucrurile astea? Evident că nu-i normal să fie așa. Mă refugiez într-un anonimat pe o rețea de socializare și omor toată societatea în insulte. Și alea scrise greșit, evident. A înjura corect gramatical în limba română este extrem de dificil. Scrise cu greșeli, nu sunt în stare să pun o cratimă ca lumea. Da? Dar fac asta nu pentru că ar fi curajoși, nu pentru că sunt maestri în așa ceva. Da? Nu pentru că ura lor merită să fie citită, ci pentru că nu sunt sancționabili, exact cum spuneam mai devreme cu Doamne, Doamne. Atâta timp cât nu trebuie să plătești și cât eventual mai ai o speranță, hai bă, să mă duc și eu lângă Dumnezeu că nu mai am nimic pe lumea asta, atunci o faci. Dar din proprie inițiativă să te duci când ți este bine, să ai o pasiune pentru asta, credința într-adevăr să fie peste orice, aia puțin. La nivelul ăsta. Românul nu se moaie el atâta. Are lucrurile lui, să-și vadă de ale lui. Astea sunt așa de ochii lumii. De altfel ați văzut că studiul spune foarte clar. Bă, așa e și aici. Așa este și aici. Dar cu toate astea nu putem să dăm apă la moară acestei intervenții halucinante a CNCD-ului, care n-a sancționat până acum pe nimeni, bă. Pentru insulte aduse consoartelor, iubitelor, surorilor, da? Și așa mai departe. Concubinelor și mai știu eu cui. Niciodată pentru nimeni nu s-a sesizat, doar pentru această fată care a avut norocul să intre în grațiile lui Liviu Dragnea. Bă, este prima dată când fac așa ceva. Este revoltător. Adică, bă, ori aveți, într-adevăr, coloană vertebrală și mergeți, aveți un plan clar sau un program net. Să știm și noi ce este sancționabil și ce nu, bă. Da, sunteți o instituție în Uniunea Europeană? Bă, afișați-vă statutul sau preferințele. Să știm și noi ce se poate face și ce nu. Nu așa că ăsta e bine plasat, ăsta e la putere acum. Nu vă dați seama că sunteți ridicoli. Doar pentru că șeful PSD-ului a pățit-o și el și i-a insultat, i-a râde toată țara de el. Evident, îl insultă toți pe rețelele de socializare, numai că acolo nu aveți curajul să vă băgați. Deși vă spuneam, în alte țări nu mai e voie să faci așa ceva. Ai insultat pe Facebook sau cum fac fetele de la Digi24, am mai spus aici. Nu că nu le-aș prețui, nu că nu le-aș considera de calitate, dar una e una și alta e alta. Atenție, nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Ești ca peștele în borș la foc, vorba lui Creangă, pe post, nu ești în stare să articulezi nimic și te duci acasă și te refulezi pe rețelele de socializare că nu te lasă televiziunea la care lucrezi. Dintr-o dată ai opțiuni politice, critici, ești vehement, tu care ești molcom, taci, faci pe tine și nu spui la nimeni, la televizor, la serviciu. Când te întreabă fetița acasă, dar unde pleci, mami, mă duc la serviciu. Tu la serviciu nu faci nimic, taci chitic. Da, pentru că n-ai curajul să spui, nu poți să spui, n-ai competențele să o faci. Libertatea de expresie să câștigă. Asta să câștigă, nu-ți bagă nimeni pumnul în gură dacă știe că nu ești omul nimănui. După aia te duci acasă frustrată de la serviciu, te-ai certat cu toți ăia și cu toate alea și te-a pus și bas 35 de rânduri acolo, bine scrise, bine articulate, ca să demonstrezi că ești o mămăligă. Da? Și acolo o faci praf pe Viorica Dăncilă pentru că tu de fapt nu ești PSD-istă, cum trebuie să fii, să spunem, la serviciu sau cu cine e unitatea militară respectivă. Când e cu altcineva, e cu altcineva, dar faci cum ți se spune. Acolo n-ai curajul să spui la o dezbatere. Sau vine un invitat ăla, dacă spune ceva, tu taci.
Dacă ăla sare calul a doua oară, nu mai este invitat acolo. După care tu ce faci? Vii acasă și scrii o tonă de asta că și așa bărbatul tot doarme cu spatele la tine. Și n-ai nicio problemă, ai timp până dimineața să-ți înșiri rândurile, mai și citești odată că ești până la urmă fată deșteaptă, publici textul ăla și după aia ai miliarde de like-uri când tu ești proasta satului la muncă. N-ai curajul să spui nimic. Nu te reține lumea după nimic, bă. Da? Asta e societatea noastră. Bine, fiți mai direcți. Uite, asta întrebăm și CNCD-ul. De, puneți pe hârtie la un moment dat. Vorba lui Turcescu pe vremuri, că el era obsedat de chestiile astea care îi puteau fi servite. Afișați-vă undeva programul, să știm și noi. De când deschideți, când închideți, ce se poate face, pe cine atacați. Facem pariu că dacă mâine mă plim cu una de 1,95 m din Sierra Leone pe stradă și o înjură tot Bucureștiul, nu amendează, nu sunt amendați cei care fac lucrul ăsta? Vin și eu cu o bunăciune de asta din Africa de Vest, de la Vincent Bolloré de acolo. Ce arată Bolloré, aduc și eu. Țin și eu una de asta de mână. Ha? Bineînțeles că toți care mă văd pe stradă o fac albie de porci pe aia, că așa e la noi. Ha? Trimitere la Melania, cu trimitere la Brigitte, cu cine o mai putea să o compare? Îmi repară mie cineva onoarea în situația asta? Absolut nimeni, măcar jegurile astea de la site-urile de umor nu o să mă apere niciunul. O să mă înjure și aia, o să facă și aia mișto. Da? În loc să se sesizeze cineva, că așa e la noi. Hot News mă înjura pe mine. Ai văzut că a venit și pentru ei la un moment dat scadența? Au primit și ei, imediat s-a revoltat toată societatea. Ei credeau că lor nu li se poate întâmpla. Ei mă înjurau pe mine. Păi dar l-ați văzut pe Dantă Pălagă spunând ceva concludent și important când era la televizor? Nu spunea niciodată nimic. Se înroșea la față și rămânea cu cremvul, știu, în gură. Asta făcea. Pe care se ducea pe Hood News și scria 50 de rânduri acolo în care dădea tare în ăia care erau la putere. Într-adevăr, un text de la de clasă, brici, 70.000 de vizionări avea după aia pe minut. El la televizor era bâtă. Da? Aici când putea să-i înjure pe aia, dar nu. Se ducea acolo la el pe site. Dacă avea ziar sau nu știu ce, nu știu dacă își permitea. Pe site acolo și s-a apucat să scrie și el. Servitele lui, cum ar fi fost, dă-l dracu. Da? Deci, încă o dată, lucrurile astea trebuie să fie undeva. Eu nu sunt de acord cu înjurăturile pe toate site-urile astea, numai pentru că acolo poți să o faci. Aici n-ai face-o. Ați auzit pe unul să vină să înjure pe aici? Un invitat din asta, după aia se duce acasă și te face zdrențe acolo unde îi permite legea. Bun, deci cred că au înțeles cei de la CNCD că nu era deloc cazul să facă asta, mai ales că nu crede nimeni în justiția lor. Totul este fabricat, prietenii de la CNA atacă, se freacă pe mâini amicii noștri de acolo spunând, da, ce bine că asta nu e de competența noastră. Ar fi sărit și ei, sigur că e vorba de Liviu Dragnea aici. Da. Dacă era iubita mea sau lui Dan Bâra, nu se sesizau niciodată, putea să tune și să fulgere, pe ei nu interesa. Ajungem, într-adevăr, în județul Teleorman, de unde plecăm în fiecare seară, închide cercul întotdeauna în același loc. Fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman, ce nume? Adrian Gâdea, moștenitorul lui Liviu Dragnea la șefia județului, da, încă o dată cu un nume predestinat, s-a prezentat astăzi la sediul DNA din București, trebuie să fie o eroare, după părerea mea. Potrivit unor surse judiciare, acesta este audiat de procurori în dosarul Belina. Știți că și Sevil Shaide, mai nou, este și ea luată în cătare, mai mult până departe, desigur, tot așa, pentru că, deși era la cunoștință, a încercat să treacă domeniul respectiv de la public la privat, da? Și cunoscând că este ilegal, totuși ar fi acționat așa. Reamintim că DNA efectuează cercetări față de mai multe persoane pentru fapte care au legătură cu transferul de proprietate al unor părți din insula Belina și brațul Pavel. Totul, sigur, ar spune Victor Ponta, ca să nu mai lungim, în beneficiul lui Liviu Dragnea, care a făcut din Belina un fel de piscină în sufragerie. A zis că era la modă termenul ăsta și mai devreme, cu hoții care își vor petrece pușcăria în sufragerie. Ei bine, acolo vor fi și piscine mai nou și jacuzzi, de toate, toate în sufragerie. Ca să nu trebuiască omul să se mai deplaseze în cele 40-50 de camere, mai bine să se adune toate la un loc
și să-l aștepte acolo. Sevil Şahideh așadar este inculpată oficial, ca să nu mai fie vreo discuție, este acuzată, spuneam că pe vremea când era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, a fi promovat o hotărâre de guvern prin care sute de hectare în această pârdalnică insulă Belina și din brațul Pavel au fost trecute de la apele române în proprietatea Consiliului Județean Teleorman. De asta spun proprietate privată, că ăla era Dragnea. Acum știți cum e aici? Ca în căsuțele alea unde era hașurat. Dar pe măsură ce înaintesc cu lectura, da, detensionezi atmosfera, râcâi acolo, da, scormonești un pic și afli care este răspunsul. Și odată ce l-ai aflat, după aia se duce hașurarea aia de la toate paginile lecturii până la capăt. Așa că nu mai trebuie să ne ascundem aici când spunem Consiliul Județean Teleorman, putem să spunem Liviu Dragnea. El era. Așadar, era Consiliul lui, era moșia lui. Deci doamna Şahideh a trecut practic de la stat direct spre Liviu Dragnea. Pentru că el administra cum voia el, cum îl durea pe el capul. Administra acest Consiliul Județean Teleorman. Procurorii susțin că transferul nu putea fi făcut de executiv, ci de parlament, prin lege, câtă vreme suprafețele închiriate companiei Teldrum făceau parte din bazinul hidrografic al Dunării și erau în proprietatea publică a statului. Bun, proiectul legislativ privind măsurile alternative de executare a pedepselor a fost votat astăzi în cadrul plenului Camerei Deputaților, Camera Decizională. Lucrurile sunt rezolvate în acest punct de vedere, ați aflat și din emisiunea de mai devreme. Proiectul a fost adoptat cu 170 de voturi pentru, 81 împotrivă și 6 abțineri. Potrivit proiectului, prin decizia judecătorului, sunt condamnați mai mulți, dar, atenție, condamnații pentru fapte fără violență, care nu sunt recidiviști și care au o pedeapsă de maximum 5 ani. Aceștia beneficiază cu adevărat, sau vor beneficia, de măsura arestului la domiciliu sau în zilele de sâmbătă și duminică. Trebuie făcute niște precizări suplimentare. Asta e text românesc. N-are nicio legătură, n-are nicio reprezentativitate. Ce se întâmplă, de exemplu, în zilele oficial libere, da? În punțile astea de legătură de la o lună la alta, cum se întâmplă acum. Nu? 30 aprilie este luni, este liber, oficial. Deci atunci bănuiesc că se mai adaugă la sâmbătă și duminică și zilele de sărbători legale, care sunt din ce în ce mai numeroase și e normal să fie așa. Nu? Așa că nu doar în zilele de weekend. Iată, dacă nu ești recidivist, dacă nu ești încadrat la fapte de corupție, tu sigur că ești un corupt, dar încă nu te-au prins acolo. Te-au prins cu alte chichițe, nu ești la fapte de corupție, ești la abuz, de exemplu, așa, atunci vei profita. Până la urmă, de ce? Tu nu ești om, ci ești animal? Deci vei avea 28 și 29 aprilie, la care se adaugă 30 și 1. Și eventual, dacă ești băiat deștept, o legi și cu săptămâna viitoare, pentru că francezii, de exemplu, au liber încolo, spre 8, weekendul ăla alalt. E liber la ei și noi suntem în Uniunea Europeană și noi putem să comemorăm datele pe care le comemorează ei. Nu? Deci cam așa asta. Lucrurile Eugen Nicolice a precizat și precizarea este importantă, că ne răstisem și noi la el la un moment dat. Faptele de corupție nu mai intră în această categorie, deși PSD-ul așa vroia. Adică și ăia cu fapte de corupție să stea tot în sufragerie. A fost bună expresia de mai devreme, România devine paradisul infractorilor, bă, când ai o astfel de conducere, încoată spun. Aveam dreptate și formulăm mereu aceeași frază cu lacunele și cu lipsa de competențe. Ele ies la iveală întotdeauna la oameni. Atât al duce capul, da, pe cel care conduce România de astăzi. Asta este nivelul lui intelectual. Nu e o insultă. Asta este. Atât poate el să facă. Nu sunt doi oameni exact la fel din punctul ăsta de vedere. Și atunci asta face. El nu modernizează căile ferate, nu-l interesează sănătatea, nu-l interesează mediul, nu-l interesează învățământul, nu-l interesează un sistem de justiție arbitrar la unde să aștepți ca la loto sau ca la flash score să-ți apară rezultatul pe ecran. Nu. El vrea să facă, să influențeze acolo unde îl taie pe el capul, unde este interesul lui. Nu-l interesează țara. Pe el îl interesa corupții să poată să stea în sufragerie sau să facă pedepsele în weekend acasă. Asta îl interesa pe el. După care mai umbla el la cum să stai toate weekendurile acasă. Asta ce însemna? Că nu pleci niciodată la munte. Ei nebunesc ăștia fără munte.
N-ați văzut cât era de mândru Dragnea, că văzuse și el rahatul ăla de mănăstire de la Sinaia? Da? Amărâtul ăsta, dacă se ducea să vadă și el două, trei